Cristina Munteanu, bun găsit la știrile Antena 3 Pitești. Anul 2019 a fost unul bun pentru Pitești, cel puțin așa spun autoritățile locale. În municipiu au avut loc în acest an lucrări importante pentru comunitate. Au fost și probleme, însă anul se încheie într-o notă pozitivă. Iată câteva dintre reperele bilanțului. La finalul anului 2019, reprezentanții administrației publice locale au vorbit despre investițiile realizate în acest an, dar și despre planurile pentru anul viitor. În 2019, primarul Cornel Ionică spune că s-au reușit lucruri bune și vorbește despre modernizarea mai multor străzi pe care nu s-a mai intrat de ani de zile, modernizarea locurilor de joacă pentru copii, dar și reabilitarea piețelor Trivale și Găvana, care au fost aduse la standarde actuale. Și dacă vorbim despre piața Găvana, veștile sunt bune. Locuitorii din cartier se vor putea aproviziona de sărbători de aici, pentru că va fi deschisă. Am discutat cu constructorul, care s-a angajat ferm că joi vom deschide, ceea ce vrem să și facem, piața din Găvana. Este un obiectiv care trebuia, vă spunem, deschis mai din timp, destul de modern acum, după unii care arată ca un mor, probabil că așa este. Cu spații multe, cu toalete și mai ales cu instalațiile aferente pentru climatizare, instalații, echipamente de ultimul tip care asigură climatizarea atât pe timp de iarnă cât și pe timp de vară. S-au făcut pași importanți în privința mai multor proiecte cu fonduri europene sau cu finanțare de la bugetul central, a căror execuție începe în 2020, iar primarul Cornel Ionică amintește despre proiectele privind achiziționarea unor autobuze electrice, despre modernizarea bazinului olimpic, înființarea unor noi trasee pentru autobuze, modernizarea stațiilor de așteptare pentru călători, dar și proiectele privind construcția sălii polivalente și a unor săli de sport cu bani de la bugetul național. Nu ne-a scăpat niciun proiect din cele pe care ni le-am propus. Sperăm și în continuare să se întâmple la fel, indiferent cine va termina sală polivalentă și unde s-a câștigat licitația, s-a semnat contract și înseamnă că am vreo 23 de milioane de euro, deci 1000 de miliarde, nu-s de colea. A fost un an foarte, foarte bun, cel mai bun an, și însă și mandatul cel mai bun, cele mai bune realizări. Și tot la final de an 2019, întrebat dacă va candida din nou pentru un mandat de primar, edilul Cornel Ionică a spus că încă nu a luat o hotărâre. Dom'le, la vremurile astea și ce acum trebuie să ne gândim foarte bine. Să ne gândim foarte bine. N-am ambiții preconcepute sub nicio formă, nu mi-am dorit nici în campionatul trecut, nici în altele și vom discuta și vom vedea. Nu va fi ușor pentru nimeni în orice caz. Absolut deloc. Și pentru că suntem la final de an, edilul urbei a vorbit și despre ceea ce așteaptă surprize plăcute pe piteștenii care au ales să rămână acasă în oraș pentru a petrece alături de cei dragi noaptea dintre ani. Membrii unei trupe îndrăgite vin să întrețină atmosfera în noaptea de Revelion. Sărbătorile nu vor mai aduce piteștenilor sarmale în a doua zi de Crăciun, dar aceștia vor avea parte la cumpăna dintre ani de voie bună, distracție și bere gratis. Vorbim despre formația Bere Gratis, care va concerta pe scena din fața primăriei Pitești. Autoritățile așteaptă și anul acesta număr mare pe oameni să sărbătorească trecerea în anul 2020. Intrarea în noul an se va face pe fondul unui foc de artificii, care va dura 15 minute. Sarmale, la revedere, nu mai sunt publice, s-a terminat, ca să se știe. Spectacolul vom face și nu aducem nici, că acum am înțeles, mi-au spus colegii, Bere Gratis este o formație acceptată, cunoscută și destul de modestă din punct de vedere al costurilor, chiar aproape nu vă vine să credeți, dar nici n-am voie să vă spun, că e așa zic să nu spuneți la nimeni, nici unii, nici alții. Și vom avea și foc de artificii, evident, în jurul orei 000. Inspectoratul Județean al Jandarmeriei Argeș are de astăzi în administrare, din partea Consiliului Județean, o dronă cu timp real de utilizare în aer de aproximativ 30 de minute. Noua achiziție va facilita și eficientiza acțiunile jandarmilor și va putea fi solicitată spre folosire și de alte instituții de interes public din județ. În funcție de solicitări, cei de la jandarmerie vor acorda sprijin. Orice instituție poate să apeleze la această dronă, decât că va merge cu specialiștii de la IJJ. Nu poți să o dai, că este dată în administrare către IJJ. Dar orice instituție o poate solicita, nu este nicio problemă și dăm sprijin și la colegi, la poliție, și la pompieri, unde va fi nevoie. Valoarea dronei este de 23.800 de lei și urmează să intre în funcțiune de anul viitor, după ce doi dintre jandarmi vor merge la cursurile de formare în vederea manevrării dispozitivului. M-am luat ce a fost mai principal și acum pregătirea celor două cadre o să facem în cel mai scurt timp. Deci, domnul președinte,
Vă mulțumesc! Demers cultural de apreciat, sub egida Centrului Cultural Pitești s-a desfășurat prima competiție a sportului minții, șahmat. Evenimentul concurs a fost dedicat copiilor sub 12 ani și are în vedere o desfășurare periodică. Câștigătorii au primit medalii, cupe, diplome, dar și cadouri surpriză. Șahmat se intitulează noul concurs de șah rapid organizat de Clubul Amicii Pitești în colaborare cu Clubul Alfil Pitești. Prima ediție a avut loc în sala multifuncțională de la Casa Cărții. S-a desfășurat pe categorii de vârstă, iar timpul de joc a fost de 10 minute plus 10 secunde adiționale. Este bine că se organizează asemenea competiții. Șahul, după cum știm cu toți, este sportul minții. Iată, șahmat, prima ediție acest concurs, care se adresează unui segment țintă copiilor sub 12 ani. Așa a fost gândit de organizator. Le mulțumesc, este o inițiativă, nu știu, este în premieră pentru Pitești cel puțin, eu așa știu, nu știu dacă s-au mai organizat asemenea evenimente, țintă pentru copiii sub 12 ani. Câștigătorul primei ediții șahmat, Paraschiv Andrei. Bravo, felicitări. Și o carte de șah. Și diploma. Și o carte de șah. Carte de șah și diploma. Și minge. N-ai unde să le mai ții. La ce categorie? Câți ani ai tu? 6. Și ce premiu ai câștigat? Dar noroc, dar ce premiu scrie pe diploma ta? Locul 1. Bravo. Ai avut emoții? Nu. Deloc? Nu. Și cum te-ai pregătit pentru concurs? Cu antrenări. Și mai particip și la alte concursuri? Da. Mâine. Am câștigat primul întâi pe general la concursul șahmat. Te bucuri de acest premiu? Mă bucur, dar a fost foarte greu, a fost foarte multă muncă. Majoritatea jucătorilor sunt copii care urmează cursurile de șah din cadrul Centrului Cultural Pitești. Astfel de competiții au în vedere promovarea și încurajarea copiilor sub 12 ani pasionați de sportul minții. Succes important pentru echipa de basket a Piteștiului a fost 91-90 în duelul cu Craiova. BCM-ul Pitești s-a impus la limită în duelul cu SCM Universitatea Craiova. A fost 91-90 după un meci cu un final dramatic. Piteștiul oprește seria de 8 înfrângeri și ajunge la 2-8 la general. În schimb, Craiova pierde pentru a 6-a oară consecutiv, ajungând la 3-7. Craiovenii au câștigat primul parțial al partidei cu 32-25, diferența fiind făcută de două triple ale albaștrilor. Gazdele au revenit în partea a doua a primei reprize, astfel că la jumătatea partidei scorul a fost de 48-47 în favoarea oaspeților. Elevii lui Hristu Șapera au avut în sfertul al treilea un parțial de 9-0. Aco Todorov a primit faul tehnic pentru proteste, iar oltenii au dorit să părăsească terenul după mai multe decizii în care au considerat că au fost dezavantajați de arbitraj. Ultimele 10 minute au început de la 70-63 după un sfert 3 în care echipa gazdă s-a impus cu scorul de 23-15. Craiovenii au restabilit egalitatea la jumătatea ultimului sfert, 78-78. Piteștul a revenit la conducere, dar Craiova s-a ținut aproape. A fost 91-85 cu 33 de secunde înainte de final, însă craiovenii au redus la minimum ecartul de pe tabelă. Și vorbim despre BCM-ul Pitești. Clubul renunță la încă un jucător. Este vorba despre un component american ce nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. James Washington este al doilea american adus în această vară care se desparte prematur de BCM-ul FC Argeș după Eliah Robinson. Spre deosebire de conaționalul lui, care nu a evoluat deloc pentru Vulturi, fundașul venit din campionatul polonez a jucat aproape mereu, dar aportul lui a fost mult sub ceea ce s-a sperat. Washington a jucat cu SCM-ul Craiova ultimul meci în tricoul al violet, contribuția lui la cea de-a doua victorie din campionat fiind una notabilă, 7 puncte. Vreau să-i mulțumesc lui James pentru tot ceea ce a făcut la echipă, mai ales de când am venit eu. Este un caracter bun, un profesionist, nu s-a adaptat aici, dar asta nu înseamnă că nu a încercat sau nu și-a dorit, a declarat antrenorul Hristu Șapera. Eșec pentru CSU Pitești în duelul cu Steaua. A fost 27-23 pentru bucureșteni în ultimul duel din 2019. Echipa de handbal masculin a Piteștiului a încheiat anul 2019 cu o înfrângere. CSU Pitești a pierdut cu 27-23 în deplasarea de la Steaua București. Confruntarea dintre bucureșteni și piteșteni a fost una destul de echilibrată, roș-albaștri intrând la pauză cu un avantaj de un singur gol. După revenirea de la cabine, bucureștenii au forțat desprinderea și au reușit să încheie meciul cu un avantaj de 4 lungimi. În urma acestui rezultat, CSU Pitești a încheiat anul pe locul 4 cu 19 puncte adunate în 12 meciuri jucate. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 3. Noi ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!